Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi discutăm despre Părintele Porfirie, despre chipul său, chip al bunătății și al blândeții și al ascultării. Cine a fost Părintele Porfirie și care este rolul său în imaginarul ortodox contemporan? Despre aceste lucruri ne va vorbi Părintele asistent dr. Protosinghel Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Protosinghel, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Când eram foarte tânăr, în timpul seminarului teologic, cercetam numai cărți grele de teologie, așa știam eu că se face. Și vreau să citesc numai Olivier Clément, Andrew Louth chiar și John Breck, ce mai apăreau atunci traduceri în limba română. Internetul încă era la începuturi la noi în țară, la sfârșitul anilor 90. Și la parohie, la tata, unde slujea tatăl meu, la țară, o doamnă foarte credincioasă, deosebită, mi-a vorbit pentru prima oară despre Părintele Porfirie. Și mi-a dat și o carte, l-am împrumutat pe tata și pe mine cu o carte, pe care eu acum mărturisesc, n-am pus mare preț. Adică am zis, cine mai fi și acest părinte? Au venit această informație și chip al Părintelui Porfirie, iată, pe un canal pe care eu atunci nu eram pregătit să-l receptez. Dar mi-a rămas în suflet. Mi-a rămas în suflet cartea aceea, mi-a rămas în suflet poza cu Părintele Porfirie orb. Am reținut din acea carte că Părintele Porfirie era mereu bolnav și că bolnav fiind se ruga și chiar și vindeca sau în orice caz a ajutat foarte mulți oameni. Și acum vreau să vă întreb, Părinte Maxim, de ce este important Părintele Porfirie, Capsocalivitul, pentru ortodoxia românească? Părintele Porfirie, ca și ceilalți contemporani ai săi, mari titani ai Duhului, Paisia Ghioritu, Iacov Tsalichis, Amfilohie Macris din insula Patmos, Gheron Iosif Isihastu, Efrem Catunachiotu, Sofronie Zaharov, Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Justin Popovici și alții din acea perioadă reprezintă, de fapt, mărturia cea mai grăitoare că Biserica Ortodoxă este o biserică vie, o biserică a lucrării Harului lui Dumnezeu, care rodește, care naște până astăzi sfinți pentru împărăția lui Dumnezeu. Este o biserică autentică, așa cum ne învață tradiția. O biserică este cu atât mai autentică, cu atât mai adevărată, cu cât naște cât mai mulți sfinți. Practic, în secolul 20, un secol al dezbinării, un secol al urii, un secol al războaielor mondiale, nimeni nu credea că mai există oameni care se mai pot sfinți, care pot ajunge la măsura desăvârșirii, la asemănarea cu Iisus Hristos. Deja, dacă ne gândim retrospectiv, ne aducem aminte că Sfântul Simeon Nou Teolog, în secolul 11, discuta sau reflecta la această problemă că oamenii timpului său spunea că nu mai este posibil ca cineva să se sfințească în acele vremuri și că sfinții aparțin unor altor timpuri, unor timpuri de început ale bisericii, aparțin unui timp mitic cel mult, sau s-au născut așa, dar nu că cineva, un om oarecare, poate ajunge la măsura sfințeniei. Iată că Sfântul Porfirie face parte din această panoplie de sfinți ai lui Dumnezeu care au împodobit cu viața lor și cu experiența lor secolul 20 și care au trăit în proximitatea noastră, au fost
putem spune, contemporan cu noi. De altfel, acești părinți duhovnicești sunt receptați ca fiind păstori ai unor mase largi de oameni. Mulți dintre creștini îi percep ca pe îndrumătorii lor spirituali, ca pe părinții lor sufletești, ca pe cei care le arată clipă de clipă direcția, busola. Sfântul Porfirie este și un sfânt mai special, aș putea să spun, pentru că dincolo de firescul în care se prezenta, dincolo de bunătatea pe care o afișa, de altfel era și numit și cu acest apelativ de bunicuțul, omul cel bun, omul chip al blândeților și al bunătății. El era, putem spune, un om harismatic, unul dintre puținii oameni care s-au bucurat de revărsarea atâtor daruri ale lui Dumnezeu asupra sa. Practic, în el îl întâlnim pe cunoscătorul inimilor, pe cititorul gândurilor, pe cel care străvedea de departe înainte, înapoi, în trecut, în prezent și în viitor, evenimente care s-au petrecut, care se petreceau în timpul vieții lui sau care urmau să se petreacă în viitor. Iar putem spune că avem de-a face cu un adevărat profet sau proroc al lui Dumnezeu, al timpurilor noastre, un om care cunoștea, fără să fi învățat mai mult de două clase, extraordinar de multe taine ale lui Dumnezeu, avea o cunoaștere largă, enciclopedică, aș putea spune, încât știa foarte multe lucruri din tot ceea ce înseamnă preocupare umană. Preacuvioase Părinte Maxim, aș vrea să ajungem și să insistăm puțin asupra acestui aspect al needucației, să spunem, care leagă pe Părintele Porfirie de Părintele Ilie Cleopa și de atâția alții. Dar până atunci vreau să vă întreb ceva. Iată, ne-ați vorbit despre cum acești părinți au reprezentat un dar al lui Dumnezeu într-o perioadă, într-un secol în care se credea, se presupunea că harul sau cel puțin harismele s-au întrerupt, că n-ar mai fi posibile. Și există un episod, există multe și la Părintele Porfirie, dar acum aș vrea să aduc în discuție pe Părintele Gheron Iosif Isihastru, despre care ni se spune că, foarte tânăr fiind, el însuși a mărturisit cum, mergând la Athos, negăsind acolo o formă de organizare potrivită, știm că Athosul în ultimii 200 de ani a avut perioade, oscilații de organizare, de viețuire. Secolul al XIX este plin de viețuitori, secolul al XVIII-lea și al XIX-lea la Muntele Athos, dar și de perioade dificile, de piraterie, de jafuri, de prezență otomană, sigur, da. Sfântul Munte. Și Părintele Gheron Iosif Isihastru, contemporan, de altfel, nu, cu Părintele Porfirie și cu ceilalți, tânăr fiind, mărturisește cum, încercând să găsească rugăciunea inimii pe care nu mai întâlnea nicăieri și toate celelalte lucruri care vin cu asceza, și nepreagăsindu-le, de fapt, acesta este accentul și sensul, îi se arată Dumnezeu. El practică rugăciunea, nu știm exact cum s-a petrecut aceasta la începuturile sale, dar mărturisește că Dumnezeu i s-a arătat în lumină sau harul Duhului Sfânt. Și atunci, și în lucrarea Părintelui Porfirie, vreau să vă întreb, și în lucrarea atâtor alți părinți, cum s-a petrecut această arătare de har? Este ceea ce i-a certificat pe ei? Cât de cunoscuți au fost din timpul vieții? Cum se petrece o astfel de consacrare publică a unui părinte, astfel încât să fie el atât de repede receptat și de Biserica Mamă, care a reacționat atât de repede, canonizându-l, cum este Biserica Greacă? Da, Părintele Porfirie, fiind copil al unei familii numeroase, dintr-o familie cu 5 copii provenea, tatăl său i-a lăsat în grija mamei pentru că a trebuit să plece să lucreze la canalul Panama din cauza sărăciei. S-a născut în 1906,
probleme, Grecia intrase în războaiele balcanice, sărăcia pândea la tot pasul, a trebuit să lucreze... Grecii emigrau în America, da, cei mai mulți. Da, a trebuit să lucreze pe pământul părinților săi până la 8 ani, după care a plecat și a lucrat în mină o perioadă, copil fiind la 10-12 ani. Pe la 14 ani îl găsim în Pireu, lucrând în port, lucrând în acest oraș pentru a putea să întrețină pe frați și pe mama lui. A avut intenția de a ajunge în câteva rânduri la Sfântul Munte, dar fără să se fi finalizat vreodată această intenție. Dar la 15 ani ajunge, se întâlnește pe vaporul care mergea de la Tesalonic la Sfântul Munte, pe un părinte pe nume Pantelimon, care avea o chilie, chilia Sfântului Gheorghe din Cafso Calivia, și care locuia acolo împreună cu fratele său biologic pe nume Ioanichie, și la care intră ucenic. Cum, părinte Maxim, atât de tânăr, ne-am putea întreba astăzi? Da, părintele Porfir era destul de precoce. Acolo intră în ascultare de plină față de acești părinți, care de altfel l-au tratat extraordinar de bine și încerca să nu iasă din cuvântul lor. Practic, voința acestor bătrâni devenise propria lui voință. Și în baza acestei ascultări și a râvnei, era foarte râvnitor, era plin de dragoste de Dumnezeu, el se deda la tot felul de nevoințe, căra pământ cu spatele, cu sacul în spate, de departe, pentru a amenaja o grădină pe care să o cultive și din care să aibă roade cu care să se întrețină. După aceea aduna melci, făcea metanii foarte multe, aproape până la epuizare, participa la slujbele de noapte, la privegherile pe care cei doi părinți ai săi le făceau, evident, privegheri mai mult cu rugăciunea lui Iisus, cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și astfel, într-o zi, când a mers la biserică, pe el chema, a fost uns cu numele de Nichita. Din Evanghelios. Da, din Evanghelios, acesta, sau Evangelios, numele pe care l-a primit la botez. A fost călugărit cu numele de Nichita și într-o dimineață a mers în biserică mai devreme decât ceilalți părinți și a fost martor la o adevărată minune. Unul dintre părinți, pe numele Dimas, un rus, care a venit în biserică să se închine, a început să facă metanii în fața ușilor bisericii și în acel moment harul de care acest părinte s-a umplut s-a revărsat și asupra lui Nichita, care stătea ascuns și privea la acele acte de devoțiune pe care le făcea părintele Dimas. Și în acel moment a simțit cum inima lui se umple de har, cum devine plin de bucurie și după aceea, după ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine la liturghie, a plecat spre chilie într-o stare de, am putea spune, de ieșire din sine, într-o stare extatică în care îi venea să slăvească permanent pe Dumnezeu și să plin de lumină și de bucurie, care l-a ținut mai multă vreme. Evident că probabil astfel de experiențe s-au mulțit, numai că nevoințele la care s-a dedat i-au provocat șubrezirea sănătății și astfel s-a îmbolnăvit de plămâni, a făcut pleurezie și bătrânii săi l-au sfătuit să iasă din Sfântul Munte și să meargă pe continent în Grecia ca să se vindece. Asta încă în tinerețe fiind. Dar care este relația părintelui Porfirie, acestui sfânt minunat, care are un acatism deosebit, cu boala? De ce este sfântul nu al bolii, cât al bolnavilor? El a, deși, cum spuneam, dăruit cu daruri extraordinare, chiar și darul vorbirii în limbi, de fapt a reușit de foarte multe ori să comunice cu
persoane care, străine care vorbeau în altă limbă și să se înțeleagă ca și când vorbeau aceeași limbă. A experimentat și darul cinzecimii, a fost răpit în duh și a văzut momentul în care s-a scris Apocalipsa, în care Sfântul Ioan, teologul, avea parte de această revelație. Discuta cu animalele. Discuta cu animalele, simțea mirosuri de la distanță, știa să distingă între nuanțele parfumurilor, florilor, vedea în adâncul pământului pungile de petrol, anumite substanțe radioactive, artefacte vechi ascunse, putea fi martor la evenimente care se produseseră în trecut, evenimente istorice, și cu toate acestea el a experimentat foarte multe probleme de sănătate, mai mult uneori din cauza experiențelor ascetice pe care le-a avut, s-a îmbolnăvit de rinichi, după aia a avut și un infarct miocardic, i s-a făcut operație la ochi de cataractă, i s-a administrat o injecție cu cortizon care i-a provocat hemoragie intestinală, hemoragie stomacală, și asta l-a necăjit apoi permanent până la sfârșitul vieții. A suportat și cauterizarea unor negi pe viu în cabinetul probabil unui medic dermatolog. A rămas fără vedere. Da. Și până la urmă a rămas fără vedere la ambii ochi. Și cu toate acestea, Părintele Porfirie era conectat la viața cu Dumnezeu, era un rugător permanent în condițiile în care timp de 30 de ani a slujit la paraclisul spitalului din Atena, din piața Omonia, ridicat în cinstea Sfântului Gerasim din Kefalonia. De ce, Părinte Maxim, hotărăște Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, să meargă în afara muntelui Athos, să slujească la un spital? De ce face acest lucru? Este obligat din cauza problemelor de sănătate și apoi, începând primul război mondial, afectat de suferința asemenilor lui, acceptă să intre în această slujire la capela, la paraclisul spitalului, pentru a fi aproape de cei în suferință, de victimele războiului, de oamenii care sufereau și care erau internați în spital. Mai mult decât atât, în acel loc, în piața Omonia, era cunoscută ca fiind un loc rău famat, în care se practica prostituția, existau bordeluri, existau case de toleranță, existau oameni ai străzii, cerșetori, era o lume extrem de pestriță, care merge să sfințească locul. Exact, care îi provoca foarte multă milă și suferință interioară Părintelui Porfirie, care este prin excelență un părinte al bunătății, al milei, al compasiunii. Nu putea să treacă cu vederea durerea și necazul semenilor săi. Și cu un salariu extrem de modest, sau pe un salariu extrem de modest, timp de 30 de ani, slujește zi de zi în această biserică, unde începe să primească oameni la spovedanie și de aici încearcă a cumpăra pământ pe care l-a lucrat pentru a întreține în continuare pe cei de acasă. A creat singur un sistem inovativ de irigații, a creat și o mașinărie care să-l ajute la arat. Era un părinte foarte inventiv și cu mari abilități tehnice. A încercat să cumpere pământul din jurul mănăstirii Sfântul Nicolae de pe muntele Pendeli pentru a ridica o mănăstire de maici. Nu a reușit, însă în cele din urmă, prin bunăvoința lui Dumnezeu, în zona Atica, reușește să cumpere un teren în localitatea Milesii, unde a ridicat o mănăstire
în cinstea schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos, unde să fie adăpostite și unde să se nevoiască fiicele sale duhovnicești, care i-au fost alături pe parcursul tuturor acestor ani de nevoință. Dacă îmi permiteți, aș da citire câtorva citate din Părintele Porfire, care să ilustreze această latură de sensibilitate. Când ați spus prima oară și ați propus să vorbim despre Părintele Porfirie ca chip al bunătății și al blândeții, m-am gândit că poate acest lucru n-ar fi atât de expresiv pentru cei care ne urmăresc și mărturisesc că m-am îndoit, dar iată ceea ce spune Porfirie, să judece cei care ne ascultă și se uită la noi acum. Zice așa: nu vorbesc nimănui despre Hristos fără să mi se ceară. În altă parte, eu așa gândesc, dar voi faceți cum credeți. Apoi, nu poți să comunici cu Hristos și să ai în același timp relații proaste cu ceilalți oameni. Sau nu câștigi un om cu asprimea, ci cu bunătatea. Sau, în altă parte, zice, nu te lupta să oprești sau să îndrepți greșelile celuilalt. Iubește-l așa cum e, cu toate greșelile lui, iar Domnul se va îngriji de acesta. Pare foarte, nu doar uman, ci umanist. Filantrop îi primea pe toți cei care îl căutau. Sunt relatate câteva momente extrem de sensibile și de înduioșătoare, când un grup de hipioți a venit la Părintele Porfirie ca la un personaj exotic, dorind să-l vadă, mai puțin să-l cunoască. Și în urma discuției care a avut loc, aceștia au început să îi sărute picioarele Părintelui Porfirie și au simțit atâta dragoste încât practic au plecat de la el alți oameni, au plecat convertiți, fără ca Părintele să-i mustre, să încerce să-i corecteze, să le atragă atenția asupra comportamentului libertin pe care îl afișau și așa mai departe. Iar în ceea ce privește comuniunea și cu semenii, dar și cu mari părinți rugători ai timpului său, avea momente sau zile în care intra ca un fel de candelă de rugăciune, intra în rugăciune alături de părinții din Balcani la o oră prestabilită pentru a se întâlni împreună cu aceștia înaintea lui Hristos. Este relatat de unul dintre fiii duhovnicești momentul în care părintelui Porfirii se descoperă ceea ce se întâmpla în București în zilele Revoluției. Și părintele a început să plângă și să se tulbure. Fiind întrebat de ce se întâmplă cu el, a spus: văd în București sânge curgând. Deci părintelui se descopereau foarte multe... A văzut Revoluția Română. ...lucruri, da. Și, într-adevăr, este unul dintre cei mai harismatici sfinți ai secolului 20. În altă parte spune așa: Hristos nu vrea lângă el oameni grosolani, ci delicați, iată. Se pare că românii nu l-au uitat și cultul personalității sale a pătruns, iată, atât de repede în România, astfel încât, așa cum spuneam la început, la sfârșitul anilor 90, el era cunoscut până în satele noastre. Părinte Maxim, cum luăm folos sau cum avem evlavie la Părintele Porfirie, care, iată, acum, în ultimii ani, este din ce în ce mai cunoscut la un nivel mai mare decât a fost până acum, îi se publică cărți, știm legătura sa cu cultul sau evlavia pe care noi că ortodoxi o avem la mai multe icoane, printre care și icoana Pantanasa. Există o serie de fotografii cu Părintele Porfirie în diferite ipostaze, cu diferite icoane în mână. Cum să ne rugăm la el? Ce să-i cerem? Este un sfânt viu cu autoritate? Există și o întâmplare care vorbește despre cum Părintele, Sfântul Porfirie, l-a mustrat pe Părintele Paisie Aghiorit, un alt mare sfânt al Bisericii Ortodoxe și Bisericii Grecești, care s-a încumetat să facă o profeție despre
anii care vor veni cumva și Părintele Porfirie i-ar fi transmis cu autoritate, pentru că Părintele Paisie nu era cleric, nu era hilotonit, să nu mai zică nimic și să lase tainele lui Dumnezeu așa cum sunt, ascunse pentru noi toți ceilalți. Cum să avem evlavie și cum să începem relația noastră cu un astfel de sfânt? Cultul Părintelui Porfirie, Capsocalivitu Porfirie Bairactaris, s-a extins, a luat amploare după trecerea sa în rândul Sfinților, proclamată de Patriarhia de Constantinopol acum câțiva ani în urmă. Data prăznuirii lui este pe 2 decembrie a fiecărui an și cu Părintele Porfirie putem intra în relație chemându-l în rugăciunea personală, invocându-l, cerându-i să mijlocească pentru nevoile noastre, lecturând un paraclis sau un acatist care, din cele care s-au compus în cinstea sa, atunci când simțim nevoia comuniunii cu acest mare părinte și mai ales lecturându-i povețele și sfaturile care sunt extrem de aplicate. Teologia Părintelui Porfirie, asemănătoare cu cea a Părintelui Paisia Ioritu și cea a cuviosului Iosif Isihastu, este o teologie pragmatică sau practică, o teologie izvorâtă din iubirea făptuitoare, iubirea milostivă, iubirea activă, aș putea spune, cea care schimbă cu adevărat inimile oamenilor și mai ales percepția acestora față de biserică, față de rolul bisericii în societate, față de relația pe care omul trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Iată, am aici o poză, Părintele Porfirie cu o icoană a Sfintei Fecioare Maria în mână, orb fiind, se poza sau avea, se închina la icoană. Era un fiu al Maicii Domnului, aș putea spune. Practic, toți acești mari părinți de care vorbesc au avut o relație specială cu Maica Domnului și prin mijlocirile Maicii Domnului au primit foarte multe harisme pe care ei le-au pus la dispoziția bisericii, la dispoziția oamenilor, de fapt. Sunt părinți ai iubirii, părinți ai dragostei necondiționate, părinți ai altruismului, ai răbdării, ai ascultării, ai bunătății, părinți care trebuie să ne învețe și pe noi, mai ales pe clerici, cum să fim părinți la rândul nostru. Ne vă mulțumesc, ne bucurăm de faptul că putem să ne rugăm și să avem evlavie și la un astfel de sfânt și ne rugăm la Dumnezeu ca și sfinții noștri români, așa cum sunt părintele Ilie Cleopa, părintele Paisie Olaru, părintele Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, părintele Ilie Lăcătușu și alții, să fie cât mai repede, dacă vrea Dumnezeu, canonizați pentru a ne închina și noi lor așa cum avem evlavie. Vă mulțumesc, Părinte Protosiniel Maxim. Și eu mulțumesc. Și vă aștept și data viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii noștri. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!